personale. El este generație cu mine. Și eu zic că o să fie un plus pentru echipă dacă reușește să vină la cât mai multe antrenamente. E mulțumit de joc. Unde crezi că mai trebuie lucrat în această săptămână? De fapt, în această săptămână. Mai sunt două săptămâni până pe 16 februarie, prima etapă acasă. Mai sunt multe de lucrat, dar sper să conștientizăm greșelile din apărare, de deplasament și modul cum ar trebui să ducem faza a doua. Eu le-am explicat. Unii au înțeles, unii mai au timp de să înțeleagă. Dar, deci vom juca pe 16 acasă? 16 acasă, cu echipă puternică, Bacău. Bacău este aceeași echipă de tineret a Republicii Moldova, care activează pentru Bacău? Lotul național de tineret? Da, e o parte din lotul național de tineret a Republicii, plus jucători din Bacău. România. Da, e echipa municipalității. Cu un buget, n-aș vrea să-l spun eu, poate îl spui tu. Nu-l cunosc în detaliu, dar un buget impresionant. Oricum. De obicei, la meciurile pe care le joacă echipa municipiului Bacău la Focșeni, în marea lor majoritate, echipa a fost însoțită de primarul Romeo Stavarachi. Da. Probabil și de data asta va fi prezent. La ce oră se va juca pe 16 februarie? Ora 11. În sala sporturilor. Sâmbătă ora 11. Sâmbătă ora 11, pe 16 februarie, stimați telespectatori. Puteți vedea la lucru, într-un prim meci oficial al anului 2013, echipa de handbal CSM 2007 Focșeni, antrenată de domnul profesor Viorel Ciubotaru. Discutam despre lot, nu aș vrea să se supere jucătorii echipei, aș vrea să încerc să-i trec pe toți în revistă. Avem și foarte mulți jucători de mână stângă, de braț stâng, alături de Nelu Gigi, spuneam de Popa, nu, mână dreaptă, Maftei, Barbu, Iulica, Barbu, Constantin, Florin. Sunt echilibrate cele două benzi, să spunem, de braț drept, de braț stâng? Ți-ar mai trebui un jucător acolo? Să reface Maftei, nu suntem echilibrați. N-am un al doilea, o a doua extremă. Dreapta. Deci pe postul de inter dreapta. Ceea ce este foarte important. Constantin Florin vine după o perioadă foarte mare de pauză, cu o greutate destul de mare. Este destul de greu să-mi pun bazele anul ăsta în el. El mai mult, de fapt, era un inter dreapta decât o extremă dreaptă. Dar pe inter dreapta vorbim de Constantin. Și atunci muncesc cu el, ne putem folosi, spera mai mult în retur. N-a reușit să ajungă în cantonamentul de pregătire, fiind el activ în armată. Și atunci e o pierdere, această lipsă de cantonament. Aș fi îngrenat mult mai bine fizic pentru retur, da. Bă, da, cum poate să, cred că nu. Deschidem ochi, ne mai uităm. Petrică Vasilache? Petrică Vasilache? Sper să... Ionuț Gheorghe? Să înțeleagă. Ionuț Gheorghe, Popa... Robert? Popa Robert Mirel, care a început și el să înțeleagă ce vreau de la el și... Chiar dacă a avut un început mai slab, începe să confirme, sper să n-aibă și începutul. E o concurență între Petrică Vasilache și Ionuț Gheorghe pe postul de inter stânga. No. Între ei e o prietenie. Între ei e o prietenie, nu. Aș vrea mai mult de la amândoi. Exact. Din calitatea de inter. Din calitatea de inter aș vrea mult mai mult de la Ionuț Gheorghe. E o problemă că serviciul nu prea permite să ajungă la antrenament. Tânărul, mereu tânărul, mai tânăr decât Nelu Gigi, Radu Vasile. Radu Vasile. Păi Radu Vasile a pus ghetele în cui, apropo Viorel, la 53 de ani, dacă nu greșesc. La 50. Asta se întâmpla cu aproape 51 de ani. 51 de ani. Acum 2 ani. A, și la 53 a revenit. L-am reactivat. A fost în cantonament? Nu a fost în cantonament. L-am reactivat pentru a fi pe lângă echipă, pentru a simți din teren ceilalți, mai ales în cadrul antrenamentelor, ceilalți coechipieri, ce înseamnă să,
Să pună o mână unde o trebuie, zdrabă, o mână adevărată. Nu, dar este în continuare în formă, adică fizic arată foarte bine și... arată foarte bine, are o problemă la tendon acum și de vreo două luni are problema asta la tendon. Nu se poate pregăti cum trebuie, dar vedem, poate să reface. Care este obiectivul pe care l-ai propus împreună cu jucătorii pentru retur pentru acest campionat? Unde vreți să terminați anul acesta? Sau unde este posibil? Unde vedeți că este posibil? Tot în zona în care suntem. Poate reușim să mai urcăm un loc. Trebuie să fim conștienți anul ăsta. După părerea mea, e cea mai puternică serie care a fost vreodată pe Liga a doua. Cu echipe cu bugete foarte mari. Vorbim de Steaua. Care a... Cu aproximație poți să ne dai un reper, să spunem, cât are Steaua buget pentru campionatul ăsta? Steaua e în jur de 14 miliarde. Din discuțiile pe care le-am avut eu. Da. Urmează. A fost Inter Handball care a avut buget și mai mare. Cât? Inter Handball. Inter Handball București, nu? Inter Handball București era la un buget de fără număr, așa, putem să-i spunem, citând. Au avut achiziții de 5 jucători din prima ligă, cu salarii de 2000 de euro pe lună. E cam greu să discutăm. Da. E cam greu să discutăm despre... Dar n-au mai promovat. N-au promovat. Au pierdut pasul cu Steaua, având o înfrângere cu Steaua și un meci egal cu Călărașul. Și atunci, din retură asta, au preferat să împrumute jucătorii. Majoritatea i-au împrumutat la Dinamo București și la CSM București. Iarăși clubul Capitalei, primăriei Capitalei, care au posibilități deosebite. Au posibilități deosebite, dar se pare că au intrat într-un colaps acum. Și au pierdut clubul Capitalei foarte mulți bani. Foarte mulți jucători, 6-7 jucători. Nu erau plătiți la timp. Și au plecat. Și au plecat, da. Către Steaua? Nu. Au plecat către Constanța, către... Jiu, către... Da, s-au reorientat acolo unde sunt condiții. Înapoi în Spania. Apropo de condiții de buget, să discutăm un pic de anul 2013. Cu ajutorul Dumnezeu, până la urmă, și consilierii locali, primarul municipiului Focșani, conducerea clubului CSM 27, au înțeles că performanță fără condiții minime de respect față de actori, de artiști, de sportivi, respectiv salariile la zi, s-au rezolvat. Deci, din acest punct de vedere, ar fi o problemă rezolvată. Ce ar mai avea nevoie echipa de handball, ca și condiții, mă refer, în continuare? Spuneai la un moment dat că, bine, pentru un obiectiv îndrăzneț de promovare trebuie un staff tehnic-administrativ foarte, foarte, foarte bine pus la punct. Dar tot pentru un obiectiv pe care tu l-ai spus mai devreme, dacă nu locul pe care suntem acum, locul? Locul 8. Poate un loc mai sus, 2, 6, 7. Și lucruri care s-ar putea realiza. Ați mai avea nevoie de ceva în momentul ăsta, pentru că eu și colegii din redacția ziarului Sportul de Vrancea rămânem totuși la părerea că în 2013 clubul municipalității să nu aibă un mijloc de transport nu este chiar tocmai de laudă. Mă uit chiar la Râmnicu Sărat, că e mai aproape de noi, un orășel al județului Buzău, care are un club municipal similar clubului sportiv municipal din Focșani și au un semi-autocar de 30 de locuri special pentru echipele clubului municipal. Noi nu avem nici măcar aceste condiții. Faceți deplasarea cu microbus, 2-3 poate la meciuri. Nu are rost să detaliem, pentru că lucrurile sunt cunoscute. Dar mă refer la alte probleme legate de medicație, de vitaminizare, de recuperare, de echipament, de antrenament, de saună, de bazin, de chestii de genul ăsta. Crezi că lucruri posibile care s-ar putea face? Vă spun sincer, când am preluat echipa, am spus că am ce aș dori. Lucrurile pentru momentul respectiv și până la momentul de azi s-au rezolvat. Sunt în regulă, așteptăm, mi s-a spus că pentru următorii 4 ani
să creăm un buget cu obiective. Acest corect. Buget în următorii 4 ani. Pentru următorii 4 ani. Un buget cu obiective pe 4 ani. Atunci noi, eu l-am prezentat, așteptăm să aprobe bugetul local și implicit și pe anul acesta și cumva dacă s-a aprobat? Nu s-a aprobat, nu. Din ce știu eu. Altfel, bun, eu vreau să spun că mai avem 5 minute. Iulian Sandu, colegul meu, face semn operatorul emisiunii de astăzi. Nu înainte de a ruga pe Iulian și colegii din regia de emisie să pregătească dedicația din partea mea tuturor prietenilor, sportivilor, antrenorilor, spectatorilor, telespectatorilor care ne urmăresc vis-a-vis de o piesă din partea mea muzicală pentru cei care mi-au urat la mulți ani. Le urez și eu la mulți ani prin această piesă și în special colegilor mei dragi de aici din redacția TV Atlas. Ai spus 4 ani înseamnă 2016. Să spunem că aceste lucruri pe care tu le-ai cerut pe un proiect pe care tu l-ai prezentat pe 4 ani se vor aproba. Bugete, condiții, mijloc de transport, etc., etc., etc. Îl întrebăm pe Viorel Ciubătoare, invitat la emisiunea Sportați din 4 februarie 2013. Ce obiectiv va avea echipa CSM 2007 Focșani pentru anul competițional 2015-2016? Promovarea. Notăm aici, Iulian. 2015-2016. Promovarea în Liga Națională. Și acum vin la întrebarea pe care am promis-o, stimați telespectatori, la începutul emisiunii. Vorbeam de mai multe echipe din seria noastră de handbal de aici, dar în special de faptul că într-o emisiune trecută, domnul profesor Mihai Petruț, directorul liceului cu program sportiv din Focșani, antrenorul echipei de divizia B de basket, l-am întrebat ce buget ar avea nevoie să poată să joace în Liga 1 la Focșani, în sala sport, în Catedrala Sportului Vrâncean, cu sala plină. Mi-a spus suma de 15 miliarde. Îl întrebăm și pe Viorel Ciubătaru, domnul profesor, antrenorul echipei de handbal de divizia A, echipă care peste în ciclul de 4 ani propus de către Consiliul Local și de clubul CSM 2007 Focșani, ca în campionatul 2015-2016, obiectivul să aibă titlul de promovare în Liga Națională, dar știi cum e cu promovarea asta, Viorel? A mai promovat domnul profesor Marian Rădulescu cu echipa de volei. Și din păcate, din nefericire, n-au câștigat niciun meci și au retrogradat. Eu mă gândesc, când îți pui un obiectiv de promovare, automat îți pui și obiectivul, pentru că e foarte greu să ajungi în vârf, dar e și mai greu să te menții. Deci e clar că bugetul trebuie să acopere și menținerea în liga. Degeaba promovezi dacă... cam care ar fi acest buget în 2015-2016 pentru echipa de handbal? Să vă spun un lucru. Promovarea implică automat și anul următor, care e menținerea. Exact. Eu așa am fost obișnuit, am fost și la Galaza. Bun, dăm bugetul pe promovare și bugetul pe menținere, poftim. Pe același. Care ar fi, după părerea ta? Undeva în 12 miliarde. Deci cu 12 miliarde am avea o echipă de handbal de Liga 1 la Focșani, am promova și ne-am și menține. Undeva în 12 miliarde se poate. Dar asta înseamnă o muncă pe mai mulți ani. Pentru a crea un nucleu de bază la care să fie... Creează un nucleu, o strategie la care se vine și se înțeapă cu un jucător, doi pe sezon și atunci e de ajuns. Lăsând la o parte bugetul, să spune că se va aproba, crezi, este posibil ca la Focșani să se întâmple treaba asta? Îmi doresc și... Bun, dar să spune că într-un an, peste un an jumătate din proiectul pe 4 ani, constați că până la urmă nu se trece la fapte, adică să promite acest buget, dar nu se realizează. Vei rămâne în continuare cu gândul doar la o promovare așa, ca fata Morgana? Cât voi sta la echipă, voi ști, voi avea discuții directe cu Consiliul și mi se va spune da, promovare sau nu, sau menținere la un nivel foarte bun, dacă stăm. Dar la nivel de supraviețuire eu nu voi sta sub nicio formă. Ce le transmit suporterilor, iubitorilor handbalului și celor pe care îi așteptăm, stimați telespectatori, pe 16 februarie la orele 11 în Catedrala Sportului Vrâncean, echipa de handbal CSM 2007 Focșani va juca primul meci din retur cu o echipă puternică a municipiului Bacău. Ce le transmit iubitorilor sportului, iubitorilor handbalului, pentru ca să și o invitație pentru primul meci de acasă? Vine cât mai mulți în tribună. Profesorul de educație fizică să aducă cât mai mulți copii în tribună. Elevi.
elevi de liceu, de gimnaziu, de gimnaziu, de orice. E o mare problemă, după părerea mea, neaducerea acestor copii ca o oră suplimentară, ca o oră din cadrul... De dirigenție, de teoretică, de educație fizică. Indiferent să-i aducă într-o sală de sport, că e la handbal, că e la basket, că e la volei. Păi 16 să dăm cu ochii pe profesorii de educație fizică care aduc elevii. Da, da, da. Eu de obicei mai aduc, domnul profesor. Azi v-am văzut cu fetele. Iulian, să știi că meritam o dedicație de 45 de ani din partea voastră. Dar nu nimic, îmi dau singur, stimați telespectatori, voi da o dedicație de ziua mea tuturor celor care iubesc emisiunea Sportas. Viorel Paizan și invitatul meu, Viorel Ciupotaru, tizul meu, îi mulțumesc pentru că a venit și îi urez multă, multă, multă baftă în ceea ce și-au plăcut și băieților handbaliști. Vom fi și noi acolo, vom filma meciul, dar vom da și meciul dintre Galați și Steaua cu Viorel Ciubătaru teren atunci când ați bătut Steaua în Liga Națională jucând la Brăila. Am promis telespectatorilor să ne ținem de cuvânt. Doamnelor, domnișorilor și domnilor, încă o dată o seară bună, numai bine, Doamne ajută, să auzim de bine mâine în reluare la orele 9:30 și orele 19. Numai bine. La revedere.